Bine v-am regăsit! O altă clădire situată în strada Mihai Viteazul numărul 2 a fost realizată ca sediu pentru Banca Ardeleană și Casa de Economie. Este situată la intersecția cu strada George Coșbuc și prezintă un plan aproape dreptunghiular, spre capătul clădirii existând o curte interioară. Având parter și un etaj, clădirea este despărțită de acoperiș printr-o cornișă puternic profilată. Aspectul clasicizant este dat de încadramentele simple ale ferestrelor. Asemenea clădirii Hotelului Mare, parterul a suferit unele modificări în perioada interbelică, având largi vitrine care, pe parcursul timpului, au fost desființate, fațada reprimind formele inițiale avute. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Ilișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!